trage curentul la ureche de numai. Da, nicio problemă. Aici am golul ăsta. Nu știu ce, Doamne iartă-mă. Ce am făcut? N-am făcut nimic. Nu, dar vezi că mă grăbesc. Păi stai să vedem ce zice. Uite unde m-am oprit. La acte. Trăiți? Bună seara. Lacherman Constantin, actele dumneavoastră, vă rog. Licența... Ce faceți? Vă fac semn să opriți acolo, dumneavoastră, veniți până aici. Păi opream în mijloc, acolo era... Pofteți? Păi încurcam circulația, încurcam asta. Aha. Încurcam circulația. Da. Bine că v-au văzut colegii mei, imediat să vorbim. Da. Să trei șeful, sunt de la taxi driver, de la Național. A, nu, sunt în mașini, nu, că filmăm doar interior, nu se vede. Să trăiți. Nu, nu, stați linșit. Mai mă văd și șefii din cauza ta. Eu îți fac semn să oprești acolo și... Îți fac semn să oprești acolo și vii până acolo. Asta e sfidarea pe față, dă-mi și mie actele. Ce e asta? Dovadă? Dar ce s-a întâmplat cu atâta poliție? Ba nu, aia e dovada, că n-am talonul și carnetul, le-am pierdut, mi l-am așa, curat. Și licența de execuție? Și licența de execuție, uite-ți. Ilie Daniel, da? Da. Măi, împrăștiatule, ce-mi faci tu mie, mă, dacă nu l-ai mai umplut de nervi, mă. Extraordinar, extraordinar. Șeful, n-am cum să opresc chiar acolo, că uitați, încurcam circulația, am zis că mă fac de râs în fața colegilor, măi. Din cauza voastră. Cer scuze. Îmi cer scuze. Eu îți fac semn, oprește, ai trecut și pe galben acolo la semafor. Nu, era verde. Mă, Ilie, hai te rog eu frumos. Era o să verde, stai tu, nu era verde la o să stai tu. Am trecut la semafor. Două luni pe bară. Care e problema și ce durează? Aveți puțină răbdare, că dumneavoastră nu aveți încă nicio treabă. După ce că ai trecut pe galben, mai mă și sfidați pe față, mai. Era verde, șeful, că am făcut dreapta imediat după camionul la mare. A, după camionul la mare. Era verde, n-aveam cum să mers el încet, și probabil. Drumul prost, cum trecea cu 80 prin gropile alea. O să-ți rețin permisul. Pentru ce să-mi ai trecut pe galben și îmi faci și probleme în care mi le faci. Eu îți fac semn să oprești de acolo și tu, hai mă, măi Daniel, îmi parcă nu știu de câți ani faci, măi. Spune că nu se ia carnetul pentru moșul. Îți spun eu legea, măi. De când faci, măi, taximetrie? De mulți ani. De mulți ani. Eu cred că nu cunoașteți dumneavoastră legea. Nu m-a învățat tu pe mine, te rog foarte frumos. Să-mi dai și tu un buletin, te rog mult. Buletinul meu? Da, da. Pe ce sunt eu la volan? Domnule, deci sunt organ public și am voie să... Da? Sau mă rog, uitați. Lacherman Constantin, vă rog frumos. Domnul organ public. Da, spuneți. Nu, domnule, nu mă înțelege și pe mine. Mă grăbeam și eu să grăbește clientul. Să se grăbească, domnule. Tocmai de-aia ai trecut tu pe galben? Că am forțat un pic, hai să zic, intersecția, că na, omul era... Măi, Alexandru... L-ați oprit, acum ai luat-ți... Măi, copilă, te rog să-ți vezi de treaba ta. Stați că poate... Măi, Constant... N-ai Ștefan Alexandru, da? N-ai numele de familie. Da. Mă rog. Da, vă rog. Mergi, Giorgio. Giorgio, la semafor, dreapta. Dreapta? Yes. Mai nici actele, regulă, hai mă, Ilie, nu se poate așa. Ție o să-ți dau amendă, mai ce tatuaj ai. O să-ți dau amendă că nu port centura. Talonul unde ți-e? De ce ți l-a reținut poliția? Te verific? Măi, dar n-ați văzut că am dovada de la dumneavoastră. Ăsta e nebun, la fel. Ce că Lacherman. Da, cred că Lacherman e el. Ia uite ce gesturi are. Ce dracu faci acum? Îți scrie numerele la mașină. Uite-l pe aici, pe spate, să vedem. Uite.
finuțe. Ce fata? Îți mai rog ca femei la noi. Domnul Naie, dumneavoastră o să vă dau o amendă pentru centuri. Să fie clar. Cum să-mi dai amendă? Uite așa, o să vă dau amendă pentru centură. Păi n-am auzit în viața mea de amendă asta. Dumneavoastră știți cum se numește asta? Centură de siguranță, o da? Să cobor un pic, să... La fel și asta. Vă rog frumos. Da. Da. Vă, ce uscăciune, nici cur nu are asta. Unde ți-ai făcut tatuajul ăsta? Treaba mea, mă, dragă. Haide, nu mă lua așa cu treaba ta, da? Acum că am rămas noi singuri aici, trebuie să... Pui da, te-am întrebat, nu? Unde ți l-ai făcut mai? Îmi plac tatuajele. Arăți bine așa. Ai și tu vreunul? Da, am și eu. Bine, da. Noi nu avem voie să le expun. Deci, tocmai că avem... Avem și ce... Tatuajele astea în comun... Nu să mă acum. Vă dau amendă că nu sunteți atenți. Ai văzut ce mi-a făcut din cauza lui împrăștiatul ăsta? Păi stai puțin, ce vin are el cu centura mea? Hai da, te rog frumos, lasă-mă în pace, știu eu ce... Aia pentru așa ceva ai pus, s-o port. A trecut pe galben, din cauza lui putea să intre cineva în partea dreaptă și te lua și te făcea praf. Păcat de tine, uite-te ce cal bun ești. Ce înalt ești și... Dar de ce nu... Pe galben, că trebuia să vin poliție tu, măi, clar. Dacă erau gropile alea în intersecție acolo... Daniele, de ce nu ești mai atent? Șeful, m-am grăbit și eu, așa, șeful, înțelege și dumneavoastră acum. Nu pot să înțeleg, nu. Mie mi-a zis, ai văzut, au venit colegii mei și mi-au spus să nu ierta nimic. Nu ierta nimic. Ai sfidare, eu îți fac semn, ți-o oprește acolo, tu te duci și 400 de metri mai înainte. Păi șeful nu era mai rău dacă o opream acolo unde... Măi, nu mai vorbi tu, lasă-mă că vorbesc eu, da? Strângeam toată circulația dacă mă opream acolo. Ce s-a întâmplat? De ce vă uitați așa? Păi mă uit că mă enervezi. Vă enervați pe banii dumneavoastră, o să vă dau 1.848.000 de ore și am terminat. Păi cum să-mi dau? Uite așa foarte bine, ai purtat centură? Nu. Rămâi cu taxi.